printre foarte puținii de la noi, poate unicul, și din Europa, de asemenea, militantul pentru o viață trăită în demnitate, în decență, în bunăstare, lucru pe care domnia sa îl vede înfăptuit doar prin unirea cu țara mamă, România, și cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățeni! Bună ziua, stimați colegi! Doamnelor și domnilor! Eu, unde nu m-aș afla, vreau să vă spun că în această frumoasă zi de 9 mai, care pentru noi înseamnă nu doar ziua Europei, dar și ziua independenței României, eu și azi vreau să vă spun că eu vreau unirea. Unirea cu țara mamă, și dovadă este acest tricolor frumos, trei culori ale noastre, care este alături de drapelul european. Europa nu înseamnă Europa fără noi, românii, fără România. Strămoșii noștri au pus umărul la toate cei ce astăzi are Europa. De la Uniunea Cărbunelui și Oțelului, la Uniunea Promovării Valorilor, cele mai importante pentru o viață decentă, liberă, mândră pentru cetățeni. Uniunea Europeană nu este doar o uniune care înghite statele așa cum a făcut-o fosta Uniune Sovietică și cum o face și astăzi și vrea să o facă și mai mult Rusia, datorită celor care astăzi ne fac de rușine și plutre drapelul celui ostaș sovietic care a intrat în casă noaptea, a luat-o pe mama de la copii, pe tată de la soție, de la copii, pe soț de la soție și pe mulți, mulți sute de mii care au fost duși în Siberia sau care mai târziu le-au luat tot din pod și le organizează o foamete. Oare cât noi, urmașii lui Ștefan cel Mare, urmașii dacilor, vom continua să ținem, să îmbrățișăm călăul și să-i purtăm drapelul. Iată problema sărăciei noastre. Iată problema dezbinării noastre. Pentru că ei ne dezbină. Noi suntem de un sânge, de un neam. Și nimeni nu are dreptul să ne dicteze nouă cine suntem, încotro mergem și trebuie să facem. Iată că datorită unor trădători, Rusia reușește astăzi. Și în loc de ziua Europei, de ziua independenței României, care este țara noastră, țara tuturor românilor, ai noștri flotră drapelul sovietic sărbătoresc de Pobedă. N-am nimic cu ziua victoriei și se refer la Federația Rusă. E treaba lor. E victoria lor și mulțumim că un fascist a omorât pe alt fascist. Dar mai trist este că unii au plecat, dar alții au venit. Și datorită lor, noi astăzi, 27-28 de ani, trăim în mizerie și sărăcie. Fiindcă ei nu vor să ne dea nouă libertatea de a trăi. Ei ne-au adus armată, ei ne-au format stat în stânga Nistrului, ne-au pus o bombă la sud și iată de ce noi astăzi sărbătorim ziua Europei în mizerie și sărăcie. Pe când popoarele, oamenii care fac parte din Europa, din Uniunea Europeană, trăiesc în libertate și bunăstare. Iată ce este important pentru noi, pentru liberali. Să mergem acolo unde e soare, nu unde e ploaie cu grindină. Fiindcă la soare tot crește, tot zâmbește. Unde e grindină, moare. Europa e soarele nostru, Rusia e grindină noastră. Oricum, eu cred că victoria e a noastră. Nimic n-a rezistat în fața adevărului și dreptății. Nimic n-a rezistat în puterea celui care vrea această libertate.
Libertatea este cea mai puternică armă și ea este de partea noastră. Noi vrem să fim liberi în țara noastră pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu și împreună să fim în această mare familie europeană care se numește Uniunea Europeană. Aceasta este datoria noastră a liberalilor. Să ajungem să devenim cetățeni a Uniunii Europene, dar cu pașaport român. Asta vreau și asta vă dorește dumneavoastră. Și asta este scopul Partidului Liberal. Acum, ca să nu creadă cei care amăgesc, manipulează cetățenii, care, cum am zis, îmbrățișează drapelul celui care ne-a ocupat, îl flutură, îl poartă, până facem unirea, dar eu sunt convins că noi vom face-o. Țineți minte, să apară 10 Placadiu și Dodoni și 10 Căminul, eu nu mă dau mort până facem unirea. Asta spunea odată Mihai Viteazul. Dacă vă amintiți vorbile dumnealui, asta îmi poftesc. Și eu vreau, nu pentru mine, eu am și ani și îmi trebuie să trăiesc. Vreau, stimați cetățeni, pentru dumneavoastră, ca să punem punct aceste mizerii, corupții, sărăcii și oligarhilor care trăiesc pe spatele dumneavoastră, care vă iau ultimul bănuț, care să înțeleg cum să sărbătorească, când și cum. De fapt, Europa, ziua victoriei, o sărbează pe 8 mai, nu pe 9 mai, fiindcă pe 9 mai e ziua Europei. Așa că Dodon, care a făcut ieri concertul dedicat Pobedei, a făcut în ziua când sărbătorește ziua victoriei Europa. Iată ce înseamnă puterea lui Placaniuc. Am împins și Căminul de pe 9 pe 8. Dar asta nu este puterea noastră. Puterea noastră este în unire. Uniți pentru unire, dragii mei liberali. Iar acum, cum spuneam, se fluture astăzi în Chișinău drapelul european. Cu permisiunea dumneavoastră și cu dragoste de neam și țară și cu dragoste față de Europa, dăm startul marșului drapelul european. Ca acest drapel care reprezintă pacea, libertatea, bunăstarea, să fluture pe acest pământ în vecii vecilor. La drum, stimați colegi, mulțumesc!